Seara, bună seara, dragii mei, ce faceți voi? Ia uite că, așa cum v-am promis, am venit cu cositorul la voi, da? Să vă fac cositorul lunii noiembrie. Astăzi toată ziua l-am descântat de dimineață și aseară am făcut rugăciune asupra lui, dragii mei. Și am venit cu acest minunat cositor care a ieșit destul de interesant, destul de încălcit, spun eu, foarte multe încărcări negative, foarte multe. Încă nu v-am citit pe toți, mai trebuie să mai citesc tot ce care v-am scris pe listă. Mai lăsați și sub acest video scris, da? Pentru că va avea o energie acest cositor 3 zile la rând. Bineînțeles, cei care doriți să vă uitați 7 zile la rând la acest cositor, da? Să știți că veți simți energia cositorului, veți simți practică intră în aura voastră și vă purifică și plus de asta se vor întâmpla niște lucruri foarte frumoase în ăștia 7 zile, da? Poate să se întâmple că găsiți bani pe stradă sau cineva cu care v-ați certat vă împăcați sau poate să se întâmple că găsiți un loc de muncă, orice lucru frumos care vi se pare vouă frumos sau o surpriză din partea unei persoane, orice lucru, da? De obicei, cositorul se deschide geamul, mai ales acum când vă uitați, se pune pe masă un pahar de apă peste care voi faceți o cruce și faceți rugăciuni și vă puneți dorințe. În momentul când vizualizați acest cositor, puteți să vă puneți o lumânărică de culoare albă, micuță, pastiluță sau de preferabil. Eu am aprins pentru pace, pentru că știți destul de clar și cea roșie care simbolizează dragostea. Și puteți să aprindeți și voi și în momentul când vizualizați cositorul puteți să beți după ce s-a terminat, deschideți și un pic geamul, chiar dacă este frig, aceste 10-11 minute cât ascultați sau 20 cât va fi filmul, da? Cât ascultați cositorul ca să intre aer proaspăt în casa voastră și să vă purificați. Bine? Spunând aștia, vă pup, vă îmbrățișez, nu uitați să faceți și distribuiri. Dacă faceți mai mult de 15 distribuiri, atenție, 15 distribuiri cu cositorul, veți avea parte de o dezlegare a cositorului, da? Cei care faceți 5 distribuiri, bineînțeles, știți destul de clar că vă fac o etalare cărți cafea. Cei care distribuiți mai mult de 10, da? De la 15 în sus veți avea parte de o dezlegare a cositorului pe numele, prenumele, data nașterii, mă căutați pe WhatsApp. Spunând aștia, voi începe, dragii mei, lectura lunii noiembrie. Aici vreau să vă arăt că a ieșit un cui de sicriu, da? Aici au ieșit afară, aia vrea să zică că se va dezlega un farmec care a fost bătut un piron la lada sicriului, da? Și cu pironul ăla s-a schimbat piroanele între ele, pentru că se bat piroane, da? Exact cum se bătea mâinile Domnului Iisus, dar acele piroane sunt mult mai mari care erau mâinile Domnului Iisus. S-a schimbat cuiul și vreau să vă spun că a fost descântat la mort bărbat ca cine, pentru cine a fost destinat să n-aibă parte de liniște în familie. De asemenea, aici a ieșit o pioneză, vedeți? Poate că mulți dintre voi ați găsit pe de-a lungul anilor pioneze în casă, da? Poate chiar și ruginite, poate chiar ați și călcat. Mie mi s-a și întâmplat de-am călcat în călcâi, mi-a intrat pioneza. Și vreau să vă spun că am mers de am făcut antititanus, în fine, dar n-am pățit nimic. Dar la unii poate să fie aruncată pioneza în casă, să găsiți așa o pioneză drept, cum se numește, drept farmec. Da? Haideți să încercăm să ne concentrăm, sunt foarte multe de spus, adică foarte multe, cât putem să le deslușim, da? În primul și în primul rând, foarte mult, ia uitați aici ce chip, dacă puteți să vedeți, chip de copil, da? Chip de copil mic mort. Uitați aici, se poate vedea, aici este capul, da? Are fes în cap, este pus aici așa, mai seamănă chiar și cu un ștrunfișor. Dacă îl ținem așa, este un schelet a unui copil cu mâinile deschise. Aici a fost o karmă colectivă. La unele persoane s-a murit un copilaj la 6 ani în accident de mașină, da? Deci acest copil cere răzbunare, dragii mei, da? O inițială de V mi-apare o inițială de S. Deci asta este o moarte mai mult de 5 ani. Copilașul nu a murit singur în mașină. Acest copil a fost mort din cauza unor farmece care au fost căzute pe mașina părinților, i-au uitat până și mâna o are întinsă, ca și cum săracul nu vrea să moară, Doamne ferește, cerea ajutor față de băiat. Deci vreau să vă spun că
inițiala de V, v-am spus, și S și O mi apare. Deci aici a fost o karmă colectivă. S-au întâmplat în linie, în familia voastră, multe accidente. Doamne ferește, Iisuse Hristoase, da? După care, foarte multe noduri, foarte multe farmece făcute în dragoste, cu aceste multe noduri. Încă mai sunt, la mulți dintre voi, vreo 3-4 noduri au căzut pe o mască, dacă vă uitați aici, asta este o mască, da, aici e masca, deci o mască care cade jos la pământ pentru o persoană cu inițiala de G și A. Deci dușmanii voștri cu G și A, care au făcut noduri, care au nodat, știi că se spune în felul următor, cu nodul ăsta nod eu ție gura, cu nodul ăsta îți leg mâinile și tot așa mai departe. Acești dușmani, vreo 3 noduri se vor desface, da? Acești dușmani vor cădea jos la pământ, nu vor mai avea putere, dar oricum, dragii mei, încă mai rămâne energia nodurilor, care sunt vreo 6-7. Să nu uitați să scrieți sub video, activez energia cositorului, da? Ca să fie pentru binele vostru. De asemenea, mie mai mi-apare inele. Dacă în decursul timpului ați primit inele, chiar și cu piatră, chiar și cu model sau simple de argint, de la o persoană cu inițiala de J și de la altă persoană cu inițiala de T, să știți că acest inel v-a purtat ghinion. Poate că persoana respectivă nu vi l-a dat cu intenție rea, dar poate că cineva l-a descântat și de când ați purtat acest inel, acel inel v-ați simțit rău, vă durea capul, da? Lucrurile nu mergeau bine. Poate că și acum aveți un inel pe deget care este descântat. De obicei, bijuteriile se descântă, chiar dacă după aia tu faci baie, ele rămân cu descântecul pe ele. Și vreau să vă spun că nu vă merge bine. Ia încercat să băgați toate bijuteriile care le aveți, în primul rând în apă cu sare, după aia în apă sfințită, sau să le duceți la biserică să le sfințiți și veți vedea că poate vă veți simți mai bine. Dar dacă simțiți că ceva nu e în regulă, nu mai purtați acea bijuterie, da? Pentru că sunt și ei niște bijuterii descântate, în special de argint, spun, un inel cu o piatră, poate să fie piatră albă sau ceva de genul, da? De asemenea, foarte multă apă descântată aruncată la casa voastră, da, chiar și în prezent văd că cineva vă aruncă apă descântată la casă pentru a vă îmbolnăvi și a avea certuri în casă. Aveți niște dușmani, acești dușmani au inițiala de S, de N, de A, de L, deci inițiala S, N, A, L, deci atenție mărită, poate stați într-un bloc cu 4 etaje pentru că văd un bloc foarte înalt, da, sau o vilă sau ceva, dar eu cred că mai degrabă e bloc și voi sunteți la ultimul etaj, apartamentul pe partea stângă l-aveți, da? Și de multe ori poate ați găsit la ușă un pic de, cum se zice, strop de apă sau ud preșu, să știți că aveți descântece aruncate cu spurcături, să vă îmbolnăviți, să aveți probleme, aveți pe cineva în bloc sau cineva intră noaptea în bloc, știe unde vă este apartamentul și vă face asemenea descântece. De asemenea, atenție mărită, da? Lunea și vinerea. Nu primiți nimic de la cineva, adică poate să fie soacră, soră, cineva care voi bănuiți. Să nu primiți castroane cu mâncare, să nu primiți sare, să nu primiți zahăr, să nu primiți. Sau dacă primiți, faceți de 3 ori semnul crucii în cerul gurii, dacă sunteți față de, nu mâncați față de persoanele respective, pentru că vi se descântă și mâncarea, din câte văd eu. Sunt aici două babornițe, le spun babornițe pentru că sunt babe, da, care zrele și de ale zi babornițe, care descântă mâncarea, ca voi să aveți foarte mari probleme de sănătate, vă duceți la doctor și nu vă găsește nimic, da? Aici mai sunt persoane care aveți lucrate pe o fondă, vedeți fonda asta? Deci vi s-a lucrat pe o fondă. Poate că aveți o rochie de culoare albastru deschis ca marea și aveți o fondă minunată în spatele rochiei, ați primit-o, ați cumpărat, poate să fie încărcată negativ chiar și dintr-un magazin, de ce nu? Nu e neapărat că a făcut cineva un farmic destinat pentru dumneavoastră. Poate a stat rochia într-un magazin, cineva a trecut pe acolo, de ochiat rochia, poate să însemne și asta, da? Și voi ați luat-o și pe voi și ați început să aveți probleme. Ba v-ați rupt piciorul, ba v-ați tăiat la o mână, ba vi se rupe tocul de la păpuc. Deci oricum, dacă nu este cumpărată din magazin, gata, descântată cu deoc pe ea, pentru că și lucrurile se deoache, da? De multe ori lucrurile se purifică cu salvie, pui salvie și dai foc sau frunze de dafin și dai peste tot, peste haine, fumul, chiar și cu tămâie și atunci înseamnă un fel de purificare. Sau stropești cu apă și cu sare care purifică, da? Deci poate să fie o fondă de la o rochie frumoasă de culoare albastru deschis sau poate să fie un papion pentru un bărbat culoare alb-negru, jumate negru, jumate alb, da?
de la un costum și atunci se întâmplă lucruri nemai văzute, se fac descântece pe tot felul. Aici sunt trei morminte, trei îngropături la trei morminte, dragii mei, dragile mele. Aici sunt farmece vechi, s-au îngropat la două morminte la cap de moș, la un mormânt la picioarele mortului, Doamne ferește, ducă-se pe pustiu. Au făcut îngropări pentru despărțire, în primul rând, aici poate au fost amantele sau soacrele, ce știu eu, care nu au vrut ca nori, cum se zice, da? Au făcut farmece la morminte pentru o despărțire în dragoste. Dar voi știți destul de clar că orice blestem, dacă umbli pentru el, se va dezlega. Pentru că aici văd două morminte care există șanse de dezlegare, în special pentru persoane cu inițiala de S, pentru persoane cu inițiala de B și mai mi-apare un L foarte mare. Deci sunt gropate farmece pentru a avea foarte mari probleme, în special în dragoste, să rămâneți singuri ca și cumva legat cununia sau va făcut ca orice bărbat, puteți voi ca femeie să fiți frumoase sau ca și bărbați să arătați bine, să fiți până la adânci bătrâneți, până la vârsta de 80 de ani, da? Sau 70, să rămâneți singure, nimeni să nu se lege de viața voastră și nimic să nu se aleagă de voi. Deci aveți foarte mare grijă dacă vă simțiți așa, umblați la masturi, dacă ați fost la masturi și n-ați găsit leacul, ce-i făcut de vrăjitoare se dezleagă de vrăjitoare. Aici, de asemenea, o relație ținută în cârlig, vedeți acest cârlig, a fost farmece făcute ca omul de lângă dumneavoastră sau voi personal care ați făcut la acest om să-l țineți legat cu cârligul, dar nu chiar dacă îl țineți cu cârligul și faceți din el un cățeluș sau amanta l-a luat cu cârligul, da? Eu vă spun că omul ăsta până la urmă se va îmbolnăvi și va muri și oricum nu veți rezolva absolut nimic din tot ce ați lucrat, cine o lucrat, în special persoane cu inițiala de N, că predomină un N foarte mare, da? Mai sunt farmece cu broască, deci animale, cu broaște aruncate în ograda voastră sau la ușa voastră. Scuzați, stați numai un pic. Așa vreau să vă zic că sunt făcute cu broaște aruncate, da? La ușă, uitați aici, de 3 ani, un 3 foarte mare miese, da? Aruncate în ograd, aruncate la ușă, sau poate că dacă stați la țară și vedeți că mereu vine pe pragul ușii un broscoi mare sau chiar și la case joase, cum s-ar zice, case vile, să știți că este trimis, mai ales noaptea, mai ales dacă vine șerpi noaptea, păienjeni mari noaptea, șoareci, arici, broaște, da? Atunci animalele astea sunt trimise prin farmece. Dacă este trecut de ora 8 seara și vin aceste animale în ograda voastră, aceste orătănii, să știți că sunt trimisături prin farmece. Momentul ăla se lucrează. Nu trebuie să le omorâți, trebuie să intrați repede în casă, ori vă pișați într-un pahar și aruncați pele și veți vedea că va pleca urgent, ori apă sfințită, da? Sau faceți semnul crucii pe un pahar cu apă și ieșiți repede și aruncați peste ele, comăturile luați și le îndepărtați. Nu puneți mâna, da? Orice găsiți, vă spun de pe acum, nu puneți mâna, da? Aici sunt trei inimioare, da? Aici văd că sunt ceva farmece care se dezleagă în dragoste, în special pentru persoane cu inițiala de T și pentru persoane cu inițiala de G. Deci dacă sunteți cu inițiala de G și de T, să știți că aveți foarte mare parte, în mare parte aveți parte, asta vreau să zic că nu mai știu să vorbesc, aveți parte de dezlegări, de cununii, aveți parte de dezlegările farmecelor care au fost făcute în dragostea voastră, da? Deci foarte interesant, da? Aici mi apare la drum lung, deci farmecul care s-a făcut ca voi să plecați cât mai departe. S-a făcut un farmec de urât, de fapt aici sunt mai multe familii, trei familii implicate în farmecele astea de urât, ca să vă urâți ca și neam, ca și familie, una la mână și bineînțeles ca să aveți parte și de, cum se numește, ură între voi, de certuri, de scandaluri, de neînțelegeri, da? Și vă spune că în acest moment, ca și cum cositorul vă dă de înțeles că în acest moment, dacă se întâmplă lucruri pentru persoane cu inițiala de S, de L și I, lucruri inexplicabile în familia voastră și vă urât, să știți că chiar dacă există un înger asupra voastră și vă protejează, trebuie să umblați ca să dezlegați sau să chemați preotul să vă facă feștanie la casă, să dezlegați farmecele care sunt făcute pe vrajbă, da?
Și vă spune că senzațiile care de multe ori le aveți, pentru că cositorul, ca și cum ar vorbi, vă spune că dacă aveți ceva senzații stranii pe spate, de multe ori aveți răceli pe spate sau când stați undeva aveți impresia că e cineva lângă voi, să știți că sunt îngerii care vor să vă vorbească, să vă spună că ar trebui să mergeți și să rezolvați problema asta, da? Aici văd o lună plină. O lună plină, da, o lună plină, mai mult o semilună, unde vedeți că este o inimă, unde se fac farmece de dragoste, da, dragoste pentru a lega o persoană, farmece de îngropat, ca și cum ar fi craterul de pe lună, vedeți, se fac farmece, o persoană cu inițiala de C, după care, de asemenea, sunt doi ochi, aveți mulți dintre voi de ochiuri asupra voastră, dacă vă simțiți rău și nu înțelegeți de ce vă simțiți rău, vă spune că, ca și cum cositorul vrea să vă spună că ar trebui să vă descântați, să mergeți la cineva să vă descânte, mai ales dacă aveți peste 33 de ani, da? Și vă spune că fiți atenți la schimbarea lunii, în momentul când este lună plină, dacă voi aveți ceva senzații mai stranii, în sensul dacă vă doare foarte tare capul, dacă vă vine să vomitați, dacă aveți ceva nervi accentuați, în special persoane cu inițiala de U și de D, să știți că voi, în momentul ăla, când este lună plină, se lucrează asupra voastră. Și se lucrează asupra mentalului, în special să deveniți persoane care vă pierdeți memoria sau să deveniți persoane foarte irascibile și să faceți lucruri inacceptabile, lucruri imature, să spunem așa, și lucruri foarte grave care pot să aducă repercusiuni grave asupra vieții dumneavoastră. Ia uitați aici, de asemenea, dacă vă uitați în două inele, vedeți? Și aici se dezleagă două cununii foarte frumos. Pentru persoane cu C, cu H, cu I, se va dezlega cununiile, da? În următoarea perioadă, probabil până la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, se va dezlega cununiile, da? Aici pe undeva am văzut un înger sau o persoană ca un fel de înger, da? Care vă protejează și vă spune să fiți foarte curajos, chiar dacă vă confruntați cu foarte multe probleme. El sau ea, poate să fie și o îngeră femeie, că mi-apare un semn de taur, ca și cum ar fi pe zodia taur, dar nu știu. Vrea să vă spună că trebuie să aveți foarte mare curaj și sunteți persoane curajoase. Pe aici se vede undeva, da, pe sus. Aici este un înger foarte, care stă în sus cu aripile. Deci vrea să vă zică că să fiți persoane curajoase și să aveți puterea să puteți depăși mai departe, chiar dacă ați trecut prin trei cumpene, ca și cum ați avut trei boli sau ce știu eu, da? Și vrea să vă zică că, mă scuzați, este lângă voi și vă ajută. Acest înger vă poate ajuta să vă rezolvați toate problemele pentru că vă dă o anumită protecție. De asemenea, mai mi-apare un izvor. S-ar putea mulți dintre voi, dacă faceți descântece la izvoare sau dacă luați apă neîncepută de la trei izvoare și vă faceți descântece sau rugăciuni către îngeri și vă stropiți și beți, există șanse să vă dezlegați de unele probleme care voi le aveți, mai ales persoanele care aveți înclinații către spiritualitate, mi se arată aici, vă spune că dacă încercați apa vie, înseamnă apă de la izvor, da? Și dacă încercați să luați apă de la trei izvoare, noaptea, la 12, nu fântâni, să nu înțelegeți fântână, că mai mi-a zis o femeie, mă duc în cur, n-am fântână, nu, izvor de afară, și aici în Italia sunt izvoare, luați într-un singur bidon de la trei izvoare, puteți să o îndoiți și cu apă sfințită, faceți rugăciuni asupra apei respective, beți în fiecare zi sau stropiți în casă, vă spun eu că are remediu. Eu mi-am făcut cu apa și am început un pic să mă simt mai bine, fac rugăciuni pe apă și vă spun că va fi mai bine, deci pentru toată lumea, da? Și aici rugați-vă foarte mult pentru că există și un lanț care se rupe, probabil și o ușă de biserică, da? Și acest lanț care se rupe, asta vrea să zică că multe persoane care umblați la biserică sau multe persoane care credeți în Dumnezeu, există șanse mari să se rupă lanțul vostru, dragii mei, să se rupă lanțul răului, să zicem așa, da?
Bineînțeles că aici sunteți foarte multe persoane care ați intrat într-o anumită depresie. De ce? Pentru că uitați aici, vă apare diavolul. Uitați-l aici, dacă îl vedeți cu coarne, aici este diavolul, v-a trimis un duh al depresiei. Nu puteți să ieșiți din această depresie, nu contează care este motivul pentru care ați intrat în depresie. Aveți nevoie de foarte multă pace. Eu cred că ar trebui să chemați în ajutor îngerii păcii, mai ales pe îngerul Camuiel, pe arhanghelul Camuiel, care să vă ajute, să vă poarte, să vă aducă pacea, da? Deci, dragii mei, nu vă speriați, cositorul oricum vă spune și la multe lume vă dezlegați, vedeți, sunt farmece care se dezleagă, sunt cununii care se dezleagă, sunt farmece care au fost făcute la morminte și se dezleagă. Eu vă spun că dacă credeți cu adevărat, tot răul poate să fie învins, da? Eu vă extrag un înger acum vis-a-vis că tot a ieșit și un înger acolo. Sunt foarte curioasă care este îngerul care vă iese în cositor. Poate mie cărțile mele îmi transmite un mesaj, da? Pentru că nu pot să-mi dau seama ce fel de arhanghel este. Vreau să vedem ce arhanghel mi se arată aici. Poate că energia cărților îmi arată, da? Și atunci este foarte important, da? Arhanghelul Uriel. Vă spune să aveți foarte mare grijă la gândurile dumneavoastră, să nu aveți gânduri negative, da? Și o să aveți idei geniale care vă vin în minte, care vor fi răspunsurile la rugăciunile dumneavoastră. Vedeți ce frumos, cu curcubeul ăsta pe un munte înalt, veți ajunge sus, vă veți dezlega. Majoritatea care credeți cu adevărat și care, bineînțeles, umblați și la biserică și care veți merge să luați această apă de la 3 izvoare noaptea, da? Și veți face rugăciuni sau căutați-mă pe mine pe WhatsApp și vă spun de scântecul apei vii, da? Care se ia de la fântână de afară și faceți și voi dacă puteți să îl faceți. Dacă nu, căutați-mă pe mine și voi face eu pentru toți cei care doriți, bineînțeles, contra cost, de scântecul apei vii care se ia noaptea la ora 12 de la 3 fântâni, da? Spunând așa, dragii mei, eu mă retrag, sper din suflet că v-am încântat și de data asta cu acest minunat cositor pentru luna noiembrie, să dea Dumnezeu să vă dezlegați de tot ce este rău căzut asupra voastră, de toate farmecele, de toate blestemele, de toate ghinioanele și nenorocirile și să rămâneți curați și luminați, ca argintul se curați, ca aurul de curat și nu uitați să distribuiți, dacă doriți, bineînțeles, să intrați în posesia unui ritual și unui descântec a cositorului, da? Cei care doriți, distribuiți mai mult de 10 videoclipuri cu acest cositor. Cei care doriți să vă purificați, de asemenea, uitați-vă 7 zile la rând și energia cositorului va pătrunde în casa voastră, în corpul vostru, în aura voastră și vă va purifica. Vă doresc o seară minunată și plină de sănătate și bucurie.